Zeci de oameni dintr-o comună din județul Argeș au fost înșelați cu informații false că în localitate se va da pământ gratuit. Oamenii au început să-și împartă deja câte o zonă din localitate și chiar să împrejmuiască terenurile pe care și le-au ales. Informația falsă ar fi pornit de la un politician care va candida la alegerile locale, iar prefectul a fost nevoit să intervină împreună cu mascații pentru a calma spiritele. Le spuneți tuturor că se rezolvă echitabil la fel pentru toți. Eu mă duc și scot bani. Să vadă domn perfect că sunt și eu perfect. Eu am aflat aseară de voi. Acum așteptăm să fim nebine. Azi că nu e. Cum mă nu e? Azi nu ne-a făcut așa mai. Nu s-a terminat, da? Dar e lucru. Chiar așa, de ce? Pentru că avem soluții. Dacă nu avem soluție, la ei un cadastru. Nu știu ce facem. Va dura. Dar să facem treabă serioasă, sănătoasă. Trebuie să știm și noi, așa. Mai bine. Avem copii de 7 ani. Că pentru că se trebuie să la Ministerul Agriculturii să plată de nimeni. Deci asta e pajiște. Pajiștile, acum noi zicem pajiște la orice copac. Dar în vederea legii, așa cum e ea catalogată, pajiște ca să poți să-i schimbi destinația. Să nu mai fie arabic. We'll be right back.